Președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan pierde orașele mari din Turcia. Partidul Republican al Poporului, principala formațiune aflată în opoziție, a obținut în alegerile locale o victorie istorică în provinciile din Anatolia, controlate anterior de către partidul președintelui, potrivit rezultatelor definitive. Este așadar cea mai mare victorie electorală din epoca Erdoğan. Inclusiv liderul turc a spus că alegerile locale au fost un punct de cotitură pentru tabăra sa, aflată la putere din 2002. El și-a anunțat retragerea după acest mandat. Partidul Republican al Poporului a obținut victorii în cele mai mari orașe din Turcia, Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, Antalya, inclusiv la Bursa, considerat un fief conservator, dar și în alte orașe considerate ca fiind la îndemâna Partidului Justiției și Dezvoltării al lui Erdoğan. Astfel, Partidul Republican al Poporului obține o victorie fără precedent în alegerile locale, un cutremur politic în Turcia nemai văzut din anul 1977, după cum arată rezultatele alegerilor. Potrivit unor observatori, aceasta este cea mai mare înfrângere a președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan de când se află la putere. Acesta a recunoscut înfrângerea partidului său chiar din timpul numărătorii voturilor, apreciind rezultatul ca un punct de cotitură în istoria Turciei și promițând că o să respecte votul națiunii. Victoria opoziției la Ankara și Istanbul, capitalele politică și economică pe care partidul lui Erdoğan le-a pierdut în 2019, a luat prin surprindere observatorii prin amploarea sa. Primarul Ankarei, Mansur Yavaş, reales cu 30 de puncte procentuale peste rivalul său, iese foarte consolidat din acest scrutin. Primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, foarte popular în țară, este astfel propulsat în cursa alegerilor prezidențiale din 2028. Recep Tayyip Erdoğan, care a fost premierul Turciei din 2003 până în 2014, iar apoi președinte începând cu 2014, a anunțat la începutul lunii martie că aceste alegeri municipale sunt ultimile organizate sub autoritatea sa, sugerând astfel o eventuală retragere din politică.